Astăzi vă invit la un exercițiu de gândire. Ce alegeți pentru câinele dumneavoastră? Ce alegeți pentru relația cu câinele dumneavoastră? Alegeți asta? Această alegere vi se pare cea potrivită? Această alegere vi se pare cea corectă? Sau alegeți o variantă mult mai bună, și anume lucrul, educația câinului dumneavoastră. Sunt două alegeri. Dumneavoastră aveți ultimul cuvânt. Sunt Cătălin Cornea. Astăzi vom face chemarea în programul de dresaj Cătălin Cornea cu un șnauțăr pitic. Așa. Uite cine de din codiță. Mm-hmm. Ce vârstă are? 6 luni jumate. Da? Câte sesiuni are? 7. Uite mă la ei, mă, ce pitic, uite, aoleu, aoleu, cheamă, cheamă. Și dă-i liber și vină în față. Mai, ce ne mai distrăm, ce facem? Strigă! Pitica! Ei, iubita mică! Ți mai dragă! Ia uite-te la ea! Ia uite-te la ea, Dana Zdrăvană! Unde ești? Strigă! Tip-tip! Bravo, mă, copii! Hai, mai strigă o dată acum! Oricum, sunt sigur că v-ați distrat. Sper că v-a plăcut. Vreau să ne întâlnim cu mai mult zâmbet, cu mai multă bună dispoziție și data viitoare. Sunt Cătălin Cornea. Până data viitoare, să nu uitați! Orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!